Haideți să aflăm ce mai putem să facem cu o cola. Se spune că această băutură poate desfunda țevele de canalizare. Dovedit, demonstrat. Dacă o să încercați și o să vă iasă, să ne scrieți și nouă de altfel. Dar până atunci să vedem câteva life hack-uri cu această băutură pe care, de altfel, am recomandat să nu prea reți. Schimbă culoarea părului, este un pesticid pentru recolte, curăță vasele arse, îndepărtează petele de grăsime, atenuează durerile provocate de rănișoare, curăță calcarul și ar mai fi câte ceva, dar ar trebui să punem bulina cu plus 18 dacă vreți să vi le spun. Probabil v-ați dat seama că este vorba de cola, cea mai consumată băutură după apă. Bună, sunt Dan Gelescu și astăzi vom folosi cola pentru a curăța monede, pentru a scoate calcarul din fierbător, dar și pentru a transforma o fotografie nouă în una veche. Așadar, începem cu prima modalitate și am adunat toate monedele și bijuteriile pe care le am în casă. Punem peste aceste monede cola și bijuteriile care vrem să le curățăm. Și agităm puțin. Așadar, după ce am agitat foarte bine acel recipient, le lăsăm în jur de 10-20 de minute și după aia încercăm să le spălăm cu un jet cu apă rece. O altă modalitate care zice că are succes 100% este că atunci când avem un fierbător electric și vedem că are prea multă piatră în interior, cola ne ajută. Se pune cola în acest fierbător electric, după care se lasă cam vreo 10 ore. Și, Doamne ferește, nu se pune la fiert. Și ar mai fi o modalitate interesantă ca să faci o poză nouă ca una veche. Este o poză luată din redacție pe furiș. Haideți să vedem dacă facem noi din această poză nouă una veche. Așadar, nu aveți decât să turnați într-un disc puțină cola și să acționați asupra acestei fotografii. O lăsăm așa, să vedem ce o să iasă. Poate intră în contact cu fețele noastre din fotografie. Acestea fiind spuse, eu vă zic la revedere și nu uitați că orice problemă are și o rezolvare. Da, da. Jăcă-i cel mai vechi dintre noi, putem să-l fac cel mai bătrânel.